serie de proiecte continuă să fie realizate în primăvara anului viitor. Mă refer la cămine culturale. În restul toate se vor realiza, sunt fiind lucrări mai mari, complexe, și, dar sunt licitate deja și vine perioada de iarnă. Ele vor fi atacate în primăvara astfel încât să se încheie. Deci asta am discutat cu primarii. Am prezentat pentru fiecare proiect colaborările cu primarii și perspectiva până în 2016. Dacă mai aveți alte întrebări... Puteți spune care este lungimea celor trei tronsoane care au urmat să fie... Nu știu, chiar cred că compania vă poate spune lungimea tronsoane, dacă vă întrebeți, știe. Dar nu cred, noi nu suntem fără informații direct de acest lucru. Trebuie să vă adresați companiei naționale de autostrăzi, care este principalul deținător al acestor informații. Și spuneți că firma care face dezăpezirea pe centura operatoare va prelua și acest tronson. Știți cumva dacă acest lucru a fost deja stabilit în contract încheiat sau se va încheia un contract, un act adițional? Așa am fost informați că va prelua și dezăpezirea pentru sectoarele care au fi date. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, l-am rugat pe domnul Radu Nechită să vă însoțească la societatea noastră de drumuri pentru